Bine, ne-am regăsit dilemele zilei, sfârșit de an, început de an. Ei bine, o să încercăm în această seară să facem o retrospectivă a anului 2013 și dacă o să putem să facem și niște previziuni pentru 2014, dar nu avem în studio pe cineva care să aibă premoniții. Avem, în schimb, un om care cunoaște foarte bine presa locală, cunoaște foarte bine politica locală și politica la nivel național. Îl salut și îi mulțumesc că a acceptat să vină în această seară alături de noi, Ovidiu Popescu, senior editor la Gorj TV. Bună seara! Să rămână, mulțumesc frumos și felicitări pentru toată lucrarea pe care ați făcut-o aici. E de bun gust, de bun ton și vă urez să mergeți mai departe în același ritm și din ce în ce mai bine. Mulțumim, asta era de casă nouă Așa se pentru face de casă telespectatorii nouă. care nu și-au dat seama, pentru că noi am vorbit și înainte de începerea emisiunii. Spuneam, se încheie un an și începe imediat 2014, care sperăm să fie unul mai bunicel. 2013 a fost încărcat de evenimente pe toate planurile, mai puțin bune, mai mult rele. Oamenii au simțit pe pielea lor niște măsuri de care sperau să scape în acest an sau sperau să scape încă de anul trecut, din 2012, atunci când s-a schimbat guvernarea, pentru că ei au schimbat-o, ei au ajutat la punerea oamenilor care sunt acum în niște funcții la nivel național și la darea jos a altora care au condus până în decembrie anul trecut. De ce totuși nu se simt acele măsuri pe care le-au anunțat și pe care le-au promis actualii guvernanți în perioada în care erau în opoziție și în perioada în care politica era văzută altfel și actul de guvernare era criticat? Să desfacem un pic metodic, pentru că sunt foarte multe teme. Într-adevăr, 2013 a fost un an încărcat. Poate nu atât de mult, să spunem, comparativ cu alți ani, dacă ne uităm în istoria post-decembristă a României. Au fost ani și mai grei și mai încărcați. Acum, se spune că un obiect are mai multe fațete, depinde în ce punct te poziționezi, depinde de unghiul de vedere. Numai sfera e perfectă și se vede la fel Din din orice orice parte punct. te-ai așeza. Sfera este perfectă, însă lumea nu este perfectă, politica românească este departe de a atinge, hai să nu spunem, perfecțiunea este mult spus și nu există așa ceva în lume, de a atinge un standard normal până la urmă, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Și acum revenind la poziționare, dacă ne așezăm de partea clasei politice, mereu în dilemă, mereu în controverse, prinsă, pardon de expresia populară, mereu cu pantalonii în vine, sau ne așezăm de partea oamenilor simpli, a celor de zi cu zi, care trăiesc într-o țară așa cum este România și care, așa cum spuneai, speră la fiecare sfârșit de an că anul viitor va fi mai bun. Sfârșitul anului 2012 a avut un imens orizont de așteptare din partea oamenilor. Și cei care au votat cu USL-ul în număr foarte mare, dar și cei care nu au votat până la urmă, au susținut vechea putere în măsura în care au putut să o susțină. Sau pur și simplu cei care nu mai aveau nicio așteptare de la nimeni, trebuie să recunoască și ei că o geană, o rază, tot au avut. Au spus, de câte ori se schimbă o guvernare, până la urmă trebuie să te aștepți la ceva. Până la urmă, progresul de aici trebuie să vină. Din Trebuie să te schimbare, aștepți la trebuie niște să te aștepți schimbări. la ceva, Ori nu schimbările spectaculoase. astea, schimbările la care se așteptau oamenii, erau cele pe care politicienii le-au folosit în campania electorală ca și promisiuni. De acord, Practic, campania era. electorală e una, realitatea am văzut de 20 și ceva de ani încoace că este cu totul alta. În campania electorală se spun tot felul de prostii, se fac tot felul de promisiuni
care nu se mai țin pe urmă și, de fapt, din cauza faptului că politicienii se lovesc de o cruntă realitate pe care nu o pipăiau destul de bine, o intuiau, sunt zone în care dacă nu ești la putere, n-ai de unde să știi ce se află dedesubt. Pentru că nu ai acces. Ajungi acolo, la informații. Vezi de fapt ce se întâmplă și îți dai seama că nu poți să-ți ții promisiunile pe care le-ai făcut în campania electorală. Și atunci ce trist, să creadă oamenii? Trist este faptul că a te hazarda și a crea oamenilor așa o ca un balon, o imagine de lapte și miere, ajungând după aia să nu poți să-ți onorezi promisiunile, asta duce la un recul. Și dintr-o simpatie generală, oamenii încep să treacă în altă zonă. Ăsta este marele risc pe care, din păcate, mulți politicieni nu-l înțeleg. Alții sunt șmecheri și abili și încep să o dea la întors. Nu mai intru acum în exemple ca să spunem ce înseamnă un milion de locuri de muncă, de fapt, regres pe piața muncii. Nu mai vorbim de creșterile care s-au tot, mă rog, unele din ele care s-au și realizat salariale, că s-a pus 100 de lei, că s-a mărit salariul minim, că sunt previziuni. Dar toate astea sunt contrabalansate de noi taxe, sunt contrabalansate de noi strângeri ale șurubului și așa mai departe, pe care lumea le simte. Iată viitoarea acciză, atât de mult discutată la benzina, cei 7 cenți, scriam eu la un moment dat despre haiducii lui 7 cenți. Adică așteptăm cu sufletul la gură să se scumpească benzina, să se scumpească gazele. Această majorare. Mă rog, nimic bun. Ce să aducă? Aduce niște bani la stat care nu știm în ce măsură se întorc la populație, la cetățeni. Și eu asta aș vrea să vedea. Aș vrea să facem așa o scurtă trecere în revistă a evenimentelor pe care cetățenii le-au văzut de altfel în media locală, în media centrală. Aș vrea să începem cu ceea ce s-a întâmplat pe plan local. A început anul 2013 cu o arestare celebră. Fostul baron de Gorj, Nicolae Mischie, după vreo 8 ani de procese, după un dosar tergiversat, lungit, întins pe la Alba Iulia, pe la Sibiu, pe la nu știu câte judecătorii, era pentru fapte previzibil. De corupție. Era pentru previzibil fapte de corupție. Undeva de snodământul. Nu este singurul politician care a ajuns după gratii. Știm că după gratii anul ăsta au mai fost și Ionel Manțog, fostul lider al PDL Gorj, fost secretar de stat în Ministerul Economiei. A ajuns și Ion Vulpe, fostul director de la fosta companie națională a lignitului Oltenia. Între timp el a fost și eliberat pentru că a atins o venerabilă vârstă și a putut să iasă mai repede de acolo, de după gratii. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că justiția își face datoria? Înseamnă că justiția nu mai este subjugată de partea politică? Sau că oamenii ăștia nu mai sunt importanți, că nu mai sunt partidele care îi susțineau la putere sau că ei nu mai sunt în centrul acelor jocuri de interese, jocuri de putere și i-au scăpat din mână cei care pot să asigure o anumită protecție? Înseamnă că lucrurile se desfășoară normal. De ani de zile vedem la politicieni că în momentul în care ajung la un nivel de putere, parcă le ia Dumnezeu mințile. Și asta am spus-o de nenumărate ori. Unora dintre ei, nu tuturor. Faptul că pot să-și pună semnătura pe tot felul de documente, cum spunea domnul Mischie, că bugetul județului Gorj stă în pixul meu, și avea dreptate. Asta și mai avea o expresie celebră pe care a spus-o chiar într-o emisiune de-a mea, a spus, nici pasărea nu intră în județul Gorj dacă nu-i dau eu aprobarea. Asta este un soi de luat mințile, de a-ți lua puterea mințile, de care s-au molipsit mulți. Evident, încep să te crezi invincibil, încep să te crezi Dumnezeu pe pământ și cazi. Cu cât urci mai mult, cu atât căderea este mai gravă.
Faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și că după 8 ani de tergiversări, că sunt tot felul de proceduri, de chichițe avocățești, așa cum se spune, care pot să întindă un caz, nu vorbim numai de domnul în cauza aici sau de aceea. Astea sunt procese care s-au întins ani de zile și ale oamenilor simpli. Unii chiar sunt amărâți că nu scapă mai repede de ele și că justiția le întinde până la urmă că așa, ba nu e un expert, ba nu e un dosar, ba să contestă expertul și așa mai departe. Ok. Treburile sunt într-un firesc. E adevărat, parcă anul ăsta mai mult decât niciodată a fost un an al justiției, al parchetului, al dosarelor. A fost așa o fel de justițiada. Că dacă ne uităm mai departe și venim spre sfârșitul anului și vedem un alt personaj destul de important, care poate nu a avut același comportament public așa de tătii cu tăticilor, și mă refer la Marin Condescu. El n-a fost atât de ostentativ, ba din contră, el a pozat mereu un băiat modest, cu minte și muncitor, care își face treaba. Și cu toate acestea, Marin Condescu, un personaj influent, poate în multe situații mai influent decât Nicolae Mischie, să nu uităm că totuși Marin Condescu avea în mână o forță uriașe. Și vorbim de sindicate, apoi dezvoltarea în fotbal, care i-a adus iar notorietate într-un alt segment, și dragostea oamenilor, pentru că oamenii iubesc fotbalul. Și dincolo de orice s-ar spune, oamenilor le place fotbalul, le place sportul, simt, susțin și îi iubesc. Și chiar dacă nu iubesc, îi simpatizează. Adică cât de simpatizat a fost Mitică Dragomir, cu toate păcatele lui. Lumea zice, e simpatic, nea Mitică, e simpatic. Și așa mai departe. Acest personaj, iată că și el, 24 de ore, a simțit până la urmă călcâiul pe grumaz și a stat acolo. Deci lucrurile au fost, nu știu dacă sunt spectaculoase neapărat, nu știu nici dacă a fost o eroare sau nu a fost o eroare în cazul lui Marin Condescu, însă ele s-au întâmplat. A fost un an al dosarelor. Asta o să vedem în următorii ani. Nu știm câți, că am văzut la noi, justiția e mai lentă și spuneam, legislația este permisivă, cu multe portițe, le permite avocaților, le permite celor care o stăpânesc să tragă de timp, să tragă de termene și să ducă așa un proces până la uneori, și mă refer aici la cazul Ionel Manțop. Să ne poziționăm un pic și de partea cealaltă și să nu uităm un dicton extraordinar de important care spune mai bine să scape 10 vinovați decât să intre un nevinovat la pușcărie. Deci, și asta este o fațetă care trebuie luată în calcul. Adică să nu înțelegem că toate deliberările astea și toate termenele prelungite s-ar face numai din ideea de a scăpa de ceva. Cred că e bine să gândim și din punctul ăsta de vedere, să se analizeze corect. Ai văzut câte cazuri am avut? Și am avut și anul ăsta o eroare judiciară. O eroare judiciară, un dosar de crimă, acuzat un tânăr abia trecut de vârsta majoratului, ținut o perioadă în detenție, după care instanța supremă îl declară nevinovat. O viață dărâmată, terminată înainte de a începe. Procurorul Emil Moța, culmea, același procuror care a ajutat la eliberarea lui Marcel Țundrea sau la declararea nevinovăției lui Marcel Țundrea, o altă victimă a justiției, după 12 ani de carceră. Spuneam că în unele situații aceste chichițe avocățești sau aceste zone de permisivitate a legii îi ajută pe unii, și îl indicam pe Ionel Manțog, să scape de anumite incriminări. Știm că în cazul lui, după foarte mult timp, după câțiva ani, unele dintre acuze au fost șterse. De ce? Pentru că există în jurisprudență, există în legislație aceste termene, adică dacă nu reușești să-l incriminezi pe om pentru furt într-o perioadă de 5 ani, se prescrie fapta respectivă. Și Al Capone, până la urmă, a fost băgat la pușcărie pentru evaziune fiscală. Hai să fim serioși. Adică
Până la urmă e ceva de care se leagă, ceva care se găsește. Dar cred că până la urmă nu asta ar fi ideea generală. Ok, a fost un an în care vinovații au intrat la pușcărie, nevinovații au scăpat, au fost și erori judiciare. A fost, eu aș semnala totuși, tot în zona asta a justiției, numirea lui Toni Grebla acum, pe sfârșit de an, la Curtea Constituțională. Este un pas extraordinar făcut de fostul senator Toni Grebla. Pentru Toni Grebla, da, da. Păi, persoana dânsului vorbim. Dar pentru județul Gorj nu cred că înseamnă ceva. Ba nu, înseamnă. Ne-am înseamnă, mai împăunat cu înseamnă. Premier de Gorj. Înseamnă pentru că Gorjul a ajuns așa un fel de Lombelico del Mondo în 2013, ceea ce e bine. Este bine pentru că, uite, e un premier, e un judecător la Curtea Constituțională, este un vicepreședinte al PSD-ului la nivel național, domnul Călinescu. Acum că își fac treaba mai bine sau mai puțin bine, asta este altă poveste. Dar despre Gorj se vorbește. Ceea ce aș reproșa eu premierului este că nu face nici pe departe ce a făcut Emil Boc. Cunosc foarte bine situația din Cluj. Ce a făcut pentru Cluj, Emil exact. Boc? Exact. Deci ce a putut să facă Emil Boc pentru Cluj cât a fost premier, i-a adus mandatul de primar și probabil îi va mai aduce încă 3 mandate, cel puțin, de primar de acum înainte în Cluj. Știu dar, exact ce se întâmplă dar, acolo. Trebuie și să recunoaștem cât că infrastructura Clujului nu a fost distrusă. Partea istorică a Clujului nu a fost penetrată de un beton amprentat. Ceea ce este vechi în Cluj a fost păstrat. Adică acolo oamenii care au fost și au condus înaintea lui Emil Boc nu au distrus. Acum, nu știu dacă premierul Victor Ponta, în condițiile în care se gândește să conserve cumva partea istorică a municipiului Târgu Jiu, zona centrală, o să mai dea la o parte betonul amprentat, să pună din nou piatră cubică, o să, eu știu, conserve clădirile de patrimoniu care sunt lăsate așa mai în voia sorții. Deși în Târgu Jiu, trebuie să recunosc, situația nu este chiar atât de gravă cum am văzut că este în alte județe. No, asta este eu doar, am fost acum de Crăciun în Olt și am văzut niște clădiri de patrimoniu vorbesc de viața județului în general, de posibilitățile pe care le oferă și de marile proiecte până la urmă. Noi s-a suferit, în general a fost dar cam o boală românească, boala marilor proiecte. Pentru că nu există mari proiecte în Gorj. Nu avem nici măcar unul demarat, deși se vorbește de mari proiecte de vreo 10-12 ani încoace. N-aș putea pentru să că dă bine, acum. Dă bine în anumite perioade, da, adică în perioadele bine, electorale. Mai ales în perioadele electorale. Bine, lumea s-a mai obișnuit acum cu genul ăsta de promisiuni și revenind la orizontul ăla de așteptare, că de aici am plecat cât de mult aștepta lumea, populația să-i se îmbunătățească viața. Hai să simplificăm puțin lucrurile, că suntem oameni și trăim pe pământul ăsta și în țara asta, care așa cum e ea, până la urmă e un loc de care nu ne putem dezlipi, deși mulți ar avea posibilitatea să o facă. Ce ne dorim până la urmă? Ne dorim un trai decent, liniștit, o răsplată a muncii fiecăruia care să îți permită până la urmă, nu, eu sunt convins că marea majoritate nu vrea excese, marea majoritate nu vrea luna și stelele de pe cer, însă vrea o viață decentă și mai ales o viață bună pentru copii. La asta ne gândim toți. Pentru copii, să aibă un viitor, de asta până la urmă, ăsta este obiectivul oamenilor în general. Și să trăiesc și eu bine. Bun. Și aici ce așteptări are? De unde să aibă așteptările astea? Decât de la politicieni, că altcineva nu s-a inventat să conducă societatea și comunitatea. Să stabilească regulile bun. Și să așteaptă, rămânească banii. Așteaptă niște lucruri de la ei. Și spune așa, domne, noi din munca noastră dăm comunității niște bani, taxe, impozite, tot ce plătim noi acolo, locuri de parcare și așa mai departe, și așteptăm și noi în schimb de la voi care gestionați, coordonați bugetul și așa mai bani, toți banii ăștia, așteptăm și noi înapoi.
dăm niște bani la sănătate, așteptăm niște servicii decente, dăm niște bani pentru învățământ, așteptăm servicii decente, nu aberații și cum i-a făcut doamna aia pe acolo, de pusese părinții la colț, parcă de freca pe jos cu ei, n-am înțeles, că e tot e un caz în dezbatere publică acum. Ok, lumea are genul ăsta de așteptări. Și acum, revenind la promisiuni politice și la ce se întâmplă, aici ține de responsabilitatea politicului. Și de buna credință și de pricepere până la urmă, dar și de un anume tip de libertate. Nu pot să nu sar de la una alta, pentru că temele ar fi interesante și ar fi interesant de meditat și pentru telespectatori și pentru telespectatorii politicieni. Ascensiunea în politică îți reduce gradele de libertate. Ești nevoit ca în drumul politic pe care să-l faci, să faci compromisuri mai mari sau mai mici. Sunt foarte puțini politicieni care nu fac compromisuri. Toate aceste compromisuri, la un moment dat, se decontează. De unde se decontează ele? Niciun caz din buzunarul propriu al politicianului. Ele se decontează ulterior din bani publici, la care omul ajuns acolo începe să creeze celor de care a fost ajutat, să le creeze diverse facilități. Un fel de întoarcere a serviciului. E o vorbă care spune, atenție pe ce spinări calci când urci, că la coborâre te vei lovi de ele. E, și aici revenim la aceeași problemă. Unii mai mult, alții mai puțin. Noi, oamenii simpli, așteptăm de la acești oameni care conduc destinele județului, municipiului, țării, până la urmă, decență, responsabilitate și pricepere în ceea ce fac. Asta e tot orizontul de așteptare. Ca să fim mai liniștiți, mai împăcați și să avem ce le da copiilor. De ce decența asta lipsește multora dintre politicieni și de ce nu am reușit noi, cei care îi alegem odată la 4 ani sau depinde la ce, cu ce frecvență, să îi responsabilizăm? Pentru că nu prea am reușit să-i responsabilizăm, adică să-i facem responsabili pe oamenii cărora le dăm bugetul statului pe mână și puterea de a lua decizii pentru noi. În Moromeții e o scenă memorabilă în care când Ilie Moromete se duce să vândă salcâmul lui Bălosu, bea o țuică dimineața cu el și să scoală copilul lui Bălosu, care era tânăr legionar acolo, se dezbracă până la brâu, se spală și Moromete îl întreabă, zice, nu bei o țuică cu noi? Și ăsta îi răspunde, zice, nu obișnuiesc să-mi tulbur mințile de dimineață. Și Moromete zice, cum devine asta, mă, să-ți tulbur mințile de dimineață? Și ăsta îi răspunde, zice, devine după facultăți, nea Ilie. Cam așa devine și aici povestea, devine după facultăți. Clasa politică este clar reprezentarea fidelă a poporului care o pune acolo unde îi este loc. Evident, aici apar probleme colaterale. Am avut o discuție cu senatorul Tudor Barbu la un moment dat în care spunea, domnule, să nu ne mai facem iluzii că politicienii ar fi așa niște fes frumoși pe cai albi sau niște voievozi care vin și trag neamul după ei. Nu, acum politicienii sunt o creație mediatică, spunea Tudor Barbu, sunt umflați cu televiziunile, sunt umflați cu media și aici depinde cât cotizează fiecare, ce posibilități are, câte televiziuni, câte ziare, câte radiouri și cum controlează toată povestea asta și lumea înțelege sau nu înțelege după facultățile de care vorbea, pe care nu le înțelegea nici Ilie Moromete. Mă refer acum la facultăți ca studii superioare, la facultăți ca percepție, ca puterea de înțelegere a omului simplu despre alt om. Exercițiul democratic românesc este încă crud, suntem de-abia la 20 și ceva de ani, încă nu au dispărut tarele comunismului, încă nu au dispărut reflexele, ba mai mult decât atât, există în continuare o nostalgie a acelor vremuri când lumea se simțea mult mai protejată,
mult mai și controlul ăla își avea partea lui de confort pe public, spunea, da, domnule, ne controlează, dar eu mă simt protejat, am servici, am posibilități, n-am așa grija vieții de mâine. E, toate reflexele astea, coroborate cu exercițiul democratic pe care îl facem destul de anevoios și l-am făcut destul de anevoios, la care se adaugă o anume perfidie a clasei politice, dornică să acceadă mereu la putere și la control, toate astea dau ingredientele unei rețete pe care o vedem cu ochiul liber, la orice nivel. La sat, la oraș, la județ, până la urmă la țară. Ăsta e poporul, asta e clasa politică. Poporul și clasa politică au în jurul lor sau ei se învârt în jurul unor instituții ale statului. Anul ăsta a fost un an, eu l-aș numi nebun, în județul Gorj. Una din instituțiile statului în care omul ar trebui să aibă încredere, o foarte mare încredere, mă refer aici la poliție, a fost la rândul ei într-un scandal care a răzbătut la nivel național. Șeful poliției acuzat de anumiți oameni de afaceri că le fabrică dosare, că încearcă să-i intimideze dacă nu joacă după cum le cântă, acuzat același șef al poliției județene de subalterni de ai săi care l-au reclamat în repetate rânduri, cercetat și dumnealui, la șeful poliției județene, mă refer la domnul Salvador Caragea Viorel. Am văzut un titlu, am văzut un titlu frumos astăzi parodiind o reclamă celebră care spune în poliție vânt și furtună, Caragea rezistă. Coafura rezistă. E frumos titlu, felicitări pentru cine l-a pus. Da, am înțeles întrebarea. Aici poate aș introduce un element, e un album celebru Pink Floyd care se cheamă The Dark Side of the Moon, partea întunecată a lunii. Sigur, sunt lucruri care se văd și lucruri care nu se văd. Este greu să vii cu decizii în cazuri așa cum este acest caz al șefului poliției, pentru că revin la poziționare. Dacă te pui de partea, din punctul de vedere al contestatarilor, îți apare șeful poliției ca o hidră așa, care trebuie decapitată. Dacă te așezi de partea cealaltă, ți se par contestatarii niște oameni pe căror declarații nu poți să pui mare bază și uite așa jocul este dintr-o parte în alta. Din păcate, cred că aici și poate că aici ar trebui și presa un pic mai mult să cugete. Nu poți să dai verdicte pe aparențe. Nu poți să condamni pe cineva, să negrești sau să albești pe cineva că așa după ce se vede, după ce intuiești. Există foarte multe lucruri de desubt și cred că e mai bine, am fost mereu de părere de așa e și școala de jurnalist pe care am făcut-o, părerea de a prezenta lucrurile așa cum sunt ele, fără a comenta până la urmă foarte tare. Sigur, niște comentarii, niște păreri, poate să le facă fiecare, poate să le aibă fiecare, poate să se pună în funcție de mai multe lucruri. Unii în funcție de interesele pe care le au. Se așează într-o barcă sau într-alta. În funcție de simpatiile sau antipatiile pe care le au. Cred că până la urmă determinant într-un caz de genul ăsta trebuie să fie forul care analizează la rece. Bagă picioarele în apă rece și pune punga de gheață pe cap. Nu-l cunoaște nici pe domnul Caragea, nu-l cunoaște nici pe domnul Frățilescu sau cine a mai fost, cei care au, mă rog, au făcut toate reclamațiile. Pe care mi-am amintit acum. Și eu spun așa, domnilor, eu analizez, mă uit pe hârtii, mă uit pe documente, mă uit pe fapte reale, le pun în balanță și spun da sau nu. Există niște
cum se cheamă acelea, teste grilă. Lumea civilizată, în general, să ghidează după reguli. E adevărat că regulile în alte părți sunt mult mai bine stabilite. Și aceste grile sunt gândite foarte bine și studiate. Și atunci se iei grilă și se spune, ia să vedem. Analizăm activitatea, domnule care. Da, asta, bifat, check, da? Asta, ne uităm. Câte salbe, câte negre, ce spune legea, ce măsuri se iau și așa mai departe. Avem mereu tendința și nu noi, lumea în general și clasa politică să judece emoțional. Părerea mea este că în momentul în care lumea va reuși, oamenii care iau decizii și cei care dau verdicte, vor reuși să despartă cele două lucruri, raționalul de emoțional și să rămână în zona raționalului, analizei raționale și lucide, atunci lucrurile vor merge bine. Când emoționalul și partea de interese se depășește cota, limita de avarie, procentul de avarie, lucrurile nu mai sunt ok. Nu știu dacă am fost suficient de explicit pentru mine. Deci, sper să nu la o analiză rațională, dacă s-a considerat s-a considerat, da, domne, șeful poliției, nu știu, trebuie să aibă o sancțiune de nu știu cât. E ok. Dacă decizia asta a fost rațională și luată pe niște argumente clare. Dacă a intervenit emoționalul, susținerile, subterfugiile și dedesubturile, atunci nu este ok. Încă ceva aș vrea să-l mai întreb pe Ovidiu Popescu, omul care are suficientă experiență în media din județul Gorj. Cum a văzut presa locală, presa în ansamblul ei, în anul 2013? Pentru că eu am văzut niște campanii dirijate, eu am văzut o presă care s-a afundat prea mult într-o mocirlă pe care ar fi putut să o evite. Cum vede Ovidiu Popescu mass media în județul Gorj? Grea întrebare. Spunea Dan Condurache într-un interviu pe care l-am făcut cu ei, nu aș vrea să biciuiesc sensibilitățile nimănui. Nici nu cred că ar fi bine. Până la urmă, și presa este aceeași societate. Eu la un moment dat, oripilat așa de tabloidizarea presei din România în general, eram într-o dezamăgire câțiva ani în urmă, care chiar m-a făcut să renunț. Am spus, nu mai pot să stau în zona, nu mai vreau să stau în zona asta, sunt puține mediile de presă care îți mai aduc o satisfacție așa. Pe de altă parte, eu n-am fost niciodată un jurnalist de investigații. Nu mi-a plăcut linia întâi, să fiu sincer. Mi-a plăcut să stau mai mult în zona analizei, a pamfletului, dacă vreți, este ceva ce îmi place, până la urma interpretărilor și așa mai departe. Într-o discuție pe care o aveam cu Emil Hurezeanu și plângându-mă eu de presa românească în general, spunea ce stai puțin să vezi ce este în Germania. Stai puțin să vezi ce este în țările vestice, unde presa nu mai are nici pe departe rolul tradițional al presei. Adică acești din niște pești sanitari care vin și curăță societatea, se transformă ușor în niște pirania care vin și ciugulesc din cadavre. Da, mă rog, asta este altă discuție. Revin la presa din Gorj. Repet, nu aș vrea să supăr pe nimeni și nici să jignesc pe cineva. Însă, aici lucrurile sunt foarte simple și foarte clare. Fiecare își face meseria după cum îi dictează conștiința. Sau după cum îi dictează patronul. Aici ai de ales. În momentul în care între conștiința de jurnalist și directivele trasate de conducerea, mă refer la jurnalistul angajat cu contract, nu la patronul de presă, că aici este o altă discuție, dacă este să discutăm despre patronii de presă. În momentul în care lucrurile astea două se întâlnesc și sunt simbiotic puse de acord, atunci fiecare este împăcat cu sine și consideră că și-a făcut datoria, și-a făcut jobul și poate dormi liniștit.
Și ce momentul face, în care ce faci compromisuri... presa în, condiția, în condițiile acestea? Păi ce să facă? Sau fiecare face ce îi dictează conștiința. Asta face fiecare. Ceea ce, de ceea ce sunt convins este faptul că publicul are Academia Cățaven cu o sintagmă celebră. Cititorii noștri mai inteligenți decât noi. Întotdeauna sunt convins că publicul este mai inteligent decât noi, cei care vorbim și știe. Și că până la urmă se prinde. Până la urmă, mai devreme sau mai târziu, nu ai cum să minți sau nu ai cum să ții, nu știu, o campanie, să ții ceva. Merge până la un punct, însă la un moment dat publicul înțelege despre ce-i vorba și îl pune pe fiecare acolo unde este locul. Mă refer la marea majoritate a oamenilor care consumă presă, consumă informație. Este clar că lumea acum are o diversitate de opinii. Uite cât de mult se mută informația nealterată în zona internetului acum, în zona online-ului. Acolo nu mai depinde de o tipografie, nu mai depinde de o licență, nu mai depinde de un patron care să imprime o politică ziarului, televiziunii sau radioului și să spună, faci așa, că astea sunt interesele mele politice. E, în online, orice om normal poate să-și cumpere un site, să-și expună ideile care pot fi citite sau nu, care pot fi aprobate sau nu, dar este o ofertă, este o posibilitate. E, cred că oamenii, lumea în general, consumatorul de presă, a ajuns la un anume tip de maturitate. Aia care vor să gândească, evident, aia care vor să se lase în continuare, nu știu, minte-mă, dar minte-mă frumos, ca să mă simt bine, nu e nicio problemă. Deci pot să consume... fiecare e liber să consume genul de presă pe care îl vrea. Pe care îl vrea. Trebuie să ne apropiem așa de sfârșitul anului. De sfârșitul anului, da? Pentru că ne apropiem și de sfârșitul primei părți a emisiunii din această seară. La 1 decembrie, de Ziua Națională, premierul Victor Ponta a venit aici la Târgu Jiu ca să aprindă iluminatul festiv. Știm că în urmă cu un an a fost primit cu urale și nu exagerez când spun lucrul ăsta. Ei bine, de data aceasta, în momentul în care a fost prezentat și a urcat pe scenă, foarte puțini l-au aplaudat și au existat și huiduieli. Este exact ce spuneam mai devreme. Lumea a avut un orizont de așteptare, a văzut că nu se întâmplă lucrul ăsta, a trecut automat de partea cealaltă. Și domnule, ne-ai mințit. Unii care spun, da, domnule, bravo, a făcut ce a putut într-un an de zile, alții care spun, iată ce lucruri mărețe a făcut premierul și alții care au spus, pentru mine n-ai făcut nimic, punct, nu mi-ai îndeplinit promisiunile, nu ți-ai îndeplinit promisiunile pe care mi le-ai făcut. Și atunci reacția este firească. Orice om politic își asumă și aclamațiile și ovațiile și huiduielile, că este inevitabil în lumea în care trăim, nu poate să te iubească toată lumea și nici nu-i bine să te iubească toată lumea. Pentru un om politic este important ca ăia care îl ovaționează să fie mai mulți decât ceilalți care îl fluieră. Și în momentul ăla este un învingător. Oamenii politici știu lucrul ăsta, l-au învățat în ani de zile că există și susținători și înjurători, unii care sunt chiar înjurători de serviciu, fac asta zilnic, indiferent de cine vine la putere, alții care pur și simplu dau pe afară, nu mai rezistă și dau pe afară. Probabil printre cei care l-au fluierat pe Victor Ponta au fost și fluierătorii de meserie, bănuiesc, că așa se face la orice joc politic, ia să-l mai fluierăm, domnule, primul ministru, ceea ce e bine. Peste tot în lume trebuie să se întâmple lucrurile astea. Pentru că ele țin puterea și politicul într-o zonă de echilibru. Păi dacă toată lumea l-ar aplauda pe primul ministru, pe președinte și pe cei care conduc destinele comunităților, nu ajungem la starea aia de demență, de nebunie în care, exact cum spuneam, îi ia Dumnezeu mințile. Nu trebuie să mai fie din când în când și cineva care să-l aducă cu picioarele pe pământ. Bine, acum nu putem nici să minimizăm nemulțumirile oamenilor, pentru că putem să analizăm contextul în care a venit la Târgu Jiu premierul Victor Ponta la compania națională, la actualul CEO, Complexul Energetic Oltenia, se anunțaseră deja disponibilizări pentru anii următori. O primă tranșă
chiar în 2014, astea sunt lucruri 600, grave care trebuie luate în era calcul. Perioada în care conducerea complexului anunța că anul 2013 va fi primul an în care nu se acordă prime, s-au acordat până la urmă. Știm că au existat niște dispute între administrație și sindicate. Sindicatele făcuseră chiar o solicitare ca să picheteze. Iată, îmi cer scuze, iată un alt joc interesant. Jocul de a puterea și opoziția, jocul de administrația și sindicatele. Eu am constatat an de zile și pe participând direct la unele lucruri că ăsta n-a fost un joc fair și un joc așa cum trebuia să se întâmple el între administrație și sindicate. Sindicatele și administrația au avut așa o de multe ori o chermeză comună, ajungând la niște compromisuri. Deci acolo n-a fost un joc. E bine că se întâmplă lucrurile astea și că sindicatele își fac datoria de sindicate. Fac același lucru pe care trebuie să-l facă opoziția puterii. Să adică, se ducă să ceară. Adică vreau au ajuns asta. Și sindicatele în opoziție? Pentru că nu, până acum ele sunt exista. În opoziția administrației peste tot. Până acum pe nu pământul știu dacă ăsta. Exista această păi opoziție. Nu a fost, asta spun și eu, nu s-a făcut exact. Așa cum trebuia. Ei, acum a zis așa, o mână spală pe alta și am în două față. Să-și ia un rol în serios. Nu opoziție, practic, ele nu fac opoziție. Ele cer și administrația cer, trebuie să țină cont de cererile sindicale. Atenție, în schimb, până la o limită a decenței, pentru că nu e bine de sărit nici în partea altă să dai legi prin care să spui, domnule, liderul de sindicat trebuie să fie în Consiliul de Administrație, adică eu care investesc și vin în zona privată acum și spun așa, eu bag banii mei, munca mea, acumulările mele, priceperea mea într-o afacere, într-o investiție. Și vii tu, guvern social-democrat, așa cu deschidere către cei mulți și oropsiți și mă obligi să pun în Consiliul de Administrație și cu drept de veto, vezi, doamne, sindicalistul. Lasă numai sindicatul să ceară drepturile oamenilor, dar am venit să-mi facă el mie politica firmei. Adică să spună el ce fac eu pe banii mei. Încă o întrebare și o să fie ultima. Ce face USL-ul? Pentru că am văzut ce a făcut. Au existat în ultima perioadă, în ultima parte a anului, foarte multe atacuri, atât dintr-o parte cât și din alta. Și mă refer la cele două partide mari din USL, PSD și PNL, chiar la nivel central. Mai puțin la nivel local, pentru că atacurile din partea PSD-ului prin atacantul de serviciu Ion Călinoiu nu au primit o replică din partea PNL-ului. Domnul Călinoiu nu face de capul dânsului ce face și nu are declarațiile așa pe care le declarațiile publice pe care le vedem, alea nu sunt puseuri de personalitate. Mă rog, mai scapă dânsul câteodată și câte o chiflă așa sau mai scapă porumbelul, dar este clar că ele au în spate ceva. Nu, USL-ul face bine mersi și o să facă bine mersi în continuare pentru că interdependențele sunt importante, ei depind unii de alții, dacă ne uităm în ministere, ne uităm pe cine coordonează și ce ministere, o să înțelegem că nu renunță nimeni. Haideți să fim serioși, nu s-a inventat încă politicianul român care să își cedeze de bună voie bucata de tort pe care o are și să zică, știi ceva, eu m-am săturat, vino tu și treci la prăjitură. Iar opoziția locul este meu. Preocupată. Nu, hai să fim serioși. Opoziția interne. N-are nici ce să facă, nici ce să spună. Opoziția nu există. Cine mai e opoziție? Ne uităm, palid opoziție, PDL-ul deja era de mult într-o pasă proastă, pierduse guvernarea până s-a reorganizat, disputele interne, că Udrea, că Blaga, ce s-a întâmplat pe acolo, în fine, până la urmă s-a mai pus cât de cât la punct toată povestea asta. Dar a uitat că trebuie să mai facă și opoziție în Parlament, că au fost prinși cu problemele interne. Încet, încet au făcut guvernul din umbră, mă rog, s-a mai reglat un pic povestea asta a opoziției. Palidă, n-ai niciun cuvânt de spus. PPDD-ul e parcă a dat bomba în ei, încep să se împrăștie în toate părțile. De fapt, un partid inventat de nimic neant să duce. Că, na, nu știu, eu sper să nu se ducă. Adică chiar mi-aș dori să nu se ducă. Și să mai vină, nu știu, să mai vină, să vedem o dreaptă. Tot vorbim de o dreaptă. Care, Doamne iartă-mă, este dreapta aia în România? Că PNL-ul care tradițional și trebuie să fie un partid de dreapta, este
mai în stânga decât ar fi crezut vreodată cineva. E un culoar acolo. Mișcarea populară care pare și ea că vine de undeva, dar nu știm câtă forță dar va avea să forță coaguleze. Mai e Neamțul și mai sunt câteva partide de astea declarate de dreapta care nu au forță. Nu. Deci USL-ul va face în continuare bine mersi, prăjitura este prea dulce și prea importantă ca să renunțe cineva. Sigur, jocurile importante vor fi cele ale președinției. Aici va fi punctul important. Pe de altă parte, eu aș spune că nici Traian Băsescu nu doarme. El își vede în continuare de stilul lui politic. Eu i-aș reproșa președintelui că el i-a stricat pe toți. Adică dacă a fost cineva care i-a stricat pe unii lideri politici, ăsta a fost președintele, care, mă rog, așa cu toate giumbușlucăriile lui, cu tot ce a făcut, cu, pe de o parte i-a alterat, pe de altă parte aș spune, în ciuda unor păreri, că a fost bine și ce a făcut președintele, pentru că la un moment dat rămăsese singura opoziție. Adică asta cu nepromulgatul legilor, cu nesemnatul, cu du-te înapoi, cu hâțăiala, asta a fost cam singurul care a făcut opoziție coerentă și vizibilă. Alminteri? Viitorul candidat al opoziției la prezidențiale, pentru că am văzut în PDL o campanie internă pentru desemnarea celui care să reprezinte partidul la viitoarele alegeri de anul viitor. Nu, eu m-aș abține de la, nu știu să fac preziceri de-astea, nu sunt, așa cum spuneam, nici mama Omida, nici astrolog și nici nu poate cineva să spună. Aș rămâne la nivel conceptual și aș spune că în momentul de față, dacă ne uităm pe ce este, să discutăm pe ce avem acum, nu pe supoziții, pe ce ar putea să se întâmple sau pe drobul de sare, este un candidat cu șanse mari de tot la președinție și îl numesc aici pe Victor Ponta. Deci chiar este un candidat care ar avea șanse mari la președinție. Ca jocuri politice, dacă Victor Ponta va candida împotriva lui Crin Antonescu, pentru că s-ar putea să facă jocul ăsta, să spună, da, domne, candidăm împreună, ne facem că ne certăm și așa, și pe urmă cădem noi cumva de comun acord, ca domnul Crin Antonescu să smulgă din procentele potențialului candidat de dreapta, pe care, sincer, eu nu-l văd la momentul ăsta. Se vehiculează o variantă cu Muguri Sărescu, despre care se spune că ar putea să coaguleze. Muguri Sărescu a mai încercat odată. Rolul său de guvernator al Băncii Naționale a României de ani lumină, cred că în economia existenței domnului Muguri Sărescu este mai important decât un mandat de președinte. Cred, nu știu, s-ar putea să nu fie așa. Deci nu văd acel candidat scos din joben. Probabil că vor mai fi discuții. Vor mai fi, nu știu, doamna Udrea, de ce? Este un potențial candidat la președinție, că am văzut că se tot alintă și președintele, că ce, cum ar sta așa unei femei să candideze la președinție în România. Încearcă să inducă ideea ca să, deci, vadă cât ți-ar cupla la cum se spune, într-o anumită zonă, se spune așa, zice, pune țeava să vadă cine suflă. Să aruncă pe piață o grămadă de gogoși politice, să vadă cam ce reacție produc, ce zice lumea și așa mai departe. Rămân la cele două lucruri care sunt în momentul de față. Acest potențial candidat cu șanse mari, Victor Ponta, Crin Antonescu, dacă este susținut, și cred că va fi susținut în continuare de propriul partid, nu știu dacă și cu USL-ul, și deocamdată atât avem. Restul așteptăm cu interes să vedem ce iepurași vor fi scoși din jobenele creuzetelor politice. Și încă o idee pe care aș adăuga-o și cu asta închei, să nu ne facem iluzii că președinții de state se apar peste noapte dintr-o simpatie populară și dintr-o experiență politică. Nu, ei fac parte mai de mult din niște planuri politice. Există niște creuzete în care așa oricine peste noapte, gata, devin președinte de țară, că am eu simpatie la popor. Dan Diaconescu. O să vedem că nu mai este foarte mult până atunci. Mulțumesc foarte mult pentru participare. La mulți ani, pentru că asta este, ne prinde anul nou. Sperăm să nu ne prindă aici.
urmăriți în continuare Tele3, urmează o scurtă pauză de publicitate, sigur. Permis să spun la mulți ani telespectatorilor din Gorj și nu numai din Gorj. Știu că sunt foarte mulți care ne urmăresc pe internet, ne urmăresc cu interes. Sunt foarte mulți gorjeni duși de acasă, ca să zic așa. Da. Să vă urez vouă aici la Tele3 să vă meargă bine, să aveți un an bun și să faceți treabă și tuturor colegilor din presa gorjeană să fie sănătoși, să fie voioși, la pungă groși cât se poate într-o lume în care, mă rog, ne desfășurăm toți activitatea. La mulți ani, cu bucurie! La mulți ani, o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua a emisiunii.